În numele Tău, Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Sfânt și Draga Domnului Iisus Hristos pentru harul acesta, rânduit o ziua binecuvântată în care să mai putem asculta mesajul Evangheliei. Doamne Tată, îți mulțumim pentru harul acesta. Îți mulțumim, Doamne Tată din ceruri, care ai venit ca în satul Sârbi să mai vestească Evanghelia. Binecuvântat să fie numele Tău. Și acum, Doamne Tată din ceruri, te rugăm în numele Domnului Iisus să privești cu milă și cu îndurare. Ne-am adunat în locul acesta în numele Sfânt și Draga Domnului Iisus Hristos, că vrem să ascultăm mesajul Evangheliei, binecuvântat să fie numele Tău, acel care mărturisit Evanghelia pe mare, în pustie, pe munți. Doamne, te rugăm, preaslăvește-ți numele și în locul acesta. Te rog, Doamne, deschide orice inimă ca să poată înțelege mesajul Evangheliei, pentru că Tu ai venit să dai viața omenirii întregi. Ai venit, Doamne, să răscumpere un popor, să-ți poarte numele. Noi îți mulțumim, Doamne, că ai făcut parte din răscumpărare, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu mai poți să mai scoți, Doamne, suflete la mântuire, Doamne. Să mai aduci oameni, Doamne, la pocăință, Doamne. Pentru că mesajul Tău a fost când a fost început. Credeți Evanghelie și pocăiți-vă. Doamne, ajută-i la fiecare să putem să ne pocăim și să credem în Evanghelie. Doamne Dumnezeule Tată, te rog, îndură-te, cercetează orice inimă din fața locului, deschide-o la cuvântul Tău. Te rog să binecuvintezi pe aceia ce vor mărturisi cuvântul Tău, să binecuvintezi cuvântul Tău, Doamne, să binecuvintezi cântarea de laudă. Te rog, Doamne, îndură-te, binecuvintează întreaga asistență, slăvit să fie numele Tău. Te rog, Doamne, rămâi la lucru. Doamne, puternicește-ți robii Tăi, îmbracă-i de unde-i de putere să poată mărturisi adevărul așa cum este, slăvit să fie numele Tău. Noi îți mulțumim, Tată, că ne ascult și tot ceea ce ți-a rugat, ți-a rugat, Tată iubit din cer, în numele Sfânt și Dragă Domnului Iisus Hristos, fie slăvit și mărit și binecuvântat numele Tău din veșnicie în veșnicie, Tată din cer, prin Domnul Iisus și Marea Putere Duhului Sfânt. Amin. Amin.